pentru a justifica lipsa alimentelor de pe piață, Securitatea a înscenat un proces. Câtorva zeci de șefi de carmangerii și restaurante li s-a pus în cârcă proasta aprovizionare cu carne a populației. 5 sentințe capitale, mărturii obținute prin tortură. Interlocutori: Gheorghe Comăneci, director de carmangerie, fost șef al lotului, și Marin Iancu, general în rezervă, coleg de celulă cu anchetații. Lotul cărnii, lotul morții. Istorii încâlcite, sâmbătă de la ora 13:30 la TVR2.